Achiziția a 20 de tramvaie cu lungimea de 18 metri. Este vorba de cele 20 de tramvaie deja licitate de MTRAP în urmă cu începută acum 3 ani de zile achiziția, finalizată cu foarte mare întârziere, fapt pentru care livrarea ar fi trebuit să se facă în cursul anului 2024, în afara perioadei de eligibilitate, ceea ce ar fi condus la plata acestor tramvaie din surse locale ale municipiului Ploiești. Am găsit o variantă să depunem pe PNRR să redepunem același proiect pe PNRR cu finanțare europeană. Asta încercăm să facem acum. Practic se dorește ca la Ploiești să ajungă 20 de tramvaie. Exact, 20 de tramvaie. Iar parteneriatul cu Aricești Rahtivani este o extensie a parteneriatului care s-a făcut pentru autobuzele electrice, pentru simplu motiv că unul din condițiile obligatorii pentru a putea depune pe PNRR era încheierea unui parteneriat cu o localitate limitrofă municipiului Ploiești. Și cum nu putea fi vorba de construcția de linii noi către localități limitrofe, am făcut această extindere a contractului de parteneriat cu Ariceștiu, prin care una din rutele care vor ajunge cu autobuze electrice în Ariceștia Rahtivani vor opri într-una din stațiile liniilor de tramvai din Ploiești.